Salutări și bine v-am regăsit la un episod din Don't Starve. Bun, hai să continuăm, o să se facă zi imediat. Din moment în moment, gata. Ok, bun. Ia, ce ar trebui să mai fac eu pe aici? Încă nu știu ce chestia asta. Flash și bulb. Și nu știu de ce se face imaginea așa. Mă, aș încerca să mai minez. Ia. Așa. Ok. Bun, nu știu dacă în episodul ăsta să mă întorc înapoi la baza mea. Momentan aș vrea să mai fac rost de flori pentru Sanity. Ia cât am aici, 17 flori, o sămânță. Ok. Ia, încotro să mai merg. Ia, pot să mă îndrept... A, dar în sud sunt câini. Câini de aia, periculoși. Și de aia nu o să mă duc acolo. Așa că o voi lua pe aici. Cu lemnele cum stau? 8 lemne. Ok, ok. Mamă, și zona asta... Oh. Ce asta? Tentacle Spike. Ha. Huh. Probabil că dă damage chestia asta. Probabil că dă destul de mult damage. Ah, l-am rupt. Ia uite. Am bătut tentaculul. Ia, hai să luăm noi o bucată de asta și să-i dăm. Ha? Huh? You friend. Da. Bun, uite așa să faci prieten noi. Oh, caracterul meu e prea cald. Drop. Drop. Să-mi dau căciul asta jos de pe mine. Nu, mor. Nu cred că era de la căciulă. Shit. Ia căciula, ia căciula. Deși poate. Nu știu care e faza, să plec repede de aici. Pare că nu e o zonă prea bună pentru mine. Mă, eu o să mor. Chiar vreau să zic, mă, nu mai mor și odată, că vreau să termin să deblochez încă un caracter. Dar m-am răzgândit, nu vreau să mor așa. Need ice or shade. Oh, God, ia, dacă stau lângă apă e mai bine? 27, mam. Și nu pe aici trebuia să o iau. Hai că o luăm pe aici, dacă e să murim, măcar să murim într-o zonă proastă. Da, dar nu-i bine. Așa, mănâncă-l. Eat. 33. E și o gaură de vierme pe acolo. Oh, Doamne. De ce e atât de cal? Survival. 1. Mă rog. De ce neba, s-a făcut vară în joc și de aia? Habar n-am care-i faza. Păi cred că o să mă duc să încerc să fac rost de niște gheață, cu toate că am spart multă gheață pe undeva pe aici. Și nu știu cât de multă gheață mai găsim. Dar cred că o să mai caut eu și o să-mi fac un cub de ăla de gheață pe care să-mi-l pun pe cap. Oh, Doamne. 30 HP. Cred că mai bine dau chestia asta jos pe capul meu. Oh, Doamne. 14 HP, 13, 12. 9. Da, păi se pare că o să mor. Na, și eu îndoram să supraviețuiesc măcar 31 de zile. Să-mi bat recordul. 6. Ah, e mai bine. HP. Mă, chestia aleargă pe apă, what? Dude. Holy shit. Ok, deci în zona asta cu roșu e foarte cald. Să știu să nu mai merg prin zona aia atunci. Ok, am scăpat de căldură. Mamă, și s-a aproape mort. Prietene, I follow. Ok, s-a aproape mort. Și ce fac eu acum? Ia uite, cu Sanity-ul stau destul de bine totuși, dar... Facem ceva trap-uri? Hai să facem trap-uri pentru animale. Ah, come on. Am lopata la mine? Oh, am lopata la mine. Dig. Afară. Hai că-l ducem noi în capcană. Hop, haide. Ah.
Hai în capcană, hai. Gata, mă. Murder. Îl omorâm, gata. Nu știu cât de frumos e ce tocmai am făcut, dar... Set trap. Ok. Puteam să pun capcana chiar pe găurile alea de iepuri, dar... Mă rog. Măcar acum nu mai murim de foame. Oh god, iar ni se face cald. Să-mi dau pălăria asta jos de pe cap. Și nu cred că contează chiar atât de mult. Ok. Am o capcană acolo, nu contează. Ok. Și acum încotro. Flor nu mai am. M-aș încerca să mă întorc înapoi în baza mea. E drum destul de lung. Dar de ce nu? O să mai încerc să ai niște copaci pe aici. Ok. Mai aveam eu un... Da, mă, uite, mai aveam un X. Un topor. Gaură de vierme. Hai să facem un foc pe aici. Uite, fix aici o să-l fac. Sunt curios cât hunger și viață ne dă chestia asta. 70-23. Destulă. Uite, chestia asta. Rabbit. A, dar n-am nevoie acum. N-am nevoie aici, de fapt. Old bell. Uite, asta vreau. Amplific the magical power of your top hat. Da, hai să încercăm să facem asta, nu? N-am făcut niciodată chestia aia. Nu știu care e mai bună, tentacle spike sau spear-ul. Mă rog. Hai să ne mai prăjim mâncarea asta. Ar trebui să mai pun ceva pe focul ăsta, să fie mai, să avem mai multă lumină. Așa. Încă un alt episod în care aproape am murit. Rabbit. Oh god, mental state-ul. Oh, două mâini acum, nu? Pleca 10. God damn. Îl putem omorî pe tipul ăsta. Da, n-ar fi frumos. Oh, doamne. Mă, deja nu prea mai e o problemă chestia asta cu mental state-ul. Am nevoie de viață. Aveam eu ceva armură pe aici. Deci nu cred că mai am un inventar. Cred că am aruncat-o să mi s-a dus armura. Haide, fă-te zi, fă-te zi. Hai să mai iau chestiile astea. Nu-i bine. Haide, mă, fă-te zi. Ok, s-a trezit și porcul. Uite, mă, iar mi-e cald. Iar mi-e cald. Oh god, serios. E de la barbă, nu cred că e de la barbă. Trebuie să-mi rad barba asta. Și nu știu cum. Bine, fac pariu că e de la barba asta foarte mare, că nu știu de la ce altceva putea să fie. Stai, eu unde sunt? Ok, stai aici. Hai spre sud. Deci cred că o să murim. Mă, și dacă mor... Mă va respawna unde era zona aia aici. Hai să mă duc măcar mai aproape de zona aia. Da. Hai că murim. Și am murit. Foarte bine. Hai că nu m-a dat prea departe. Dacă iar o să am problema aia cu căldura, chiar că nu știu ce să mai fac. Ok.
Acum trebuie să găsesc încă o chestie de aia, dar uite, avem măcar un Nightmare Fuel. Mă rog, hai să ne luăm backpack-ul înapoi. Ok, să ții minte de acum încolo că trebuie să îmi bărbieresc barba. Lucru pe care vreau să-l fac de mult, dar nici acum nu știu de unde îmi craftez chestia. Nici nu știu cu ce trebuie să-mi rad barba, adică presupun că trebuie să fie pe aici. Dar văd că tot mi-e cald. Ok, de ce nu cred că a contat? God damn, dude, ce naiba? Ok, păi cred că o să mor. Dude, nu! Hai, toate itemele mele. Ok. Animalul ăsta se va distruge el până la urmă. Cred că o să-l arunc. Sau nu, îl pun aici. Și am murit. Gata. Cât am supraviețuit? 20 de zile, 23. Hai mă, gata mă, l-am deblocat și pe ăsta. Ok. Am așteptam să fie altfel, adică vreau să supraviețuiesc măcar 31-32 de zile, dar e bine și așa. Da, venise momentul, ce să zic. Play. Hai să începem de acum un match nou. Character. Hai să jucăm cu un caracter cu care n-am jucat niciodată. Aș juca cu ăsta. Totuși aș juca cu asta, că... Da. Ia. Hai să vedem. Ce-o fi, o fi. Așa. Bun, și avem chestiile astea aici acum. Birth word. Ok, hai să vedem. Bun, și acum practic am luat-o de la zero, dar veni să răși momentul. Sper că o să mă descurc mai bine pe mapa asta. Ok, uite și curcanul. Cred că o singură dată mi s-a întâmplat să pot să omor un curcan. Mental state 250. Nice. Nu știu Wilson cât avea. Și o gaură de vierme aici, ia uite. Mă, locul ăsta e destul de bun. Ia. Aia ar trebui să-mi fac unelte de bază momentan, nu? Ar trebui să fac un topor pe un târnăcop, dar nu avem cremene. Ia, mă gândesc să schimb tactica de joc acum. Nu știu. Așa. Foarte bine. Sper ca data asta să nu mai mor de cald. Da. Bun. M-am întrebat cremene, chiar nu găsesc deloc pe aici? Măcar avem foarte multă iarbă. 18 bucăți, ia uite. Papirus, inspect. Ok. Ah, nici nu pot să-l iau de acolo. Ok. Aparent am un loc în inventar pe care nu-l pot accesa. Dar pot să mut ceva pe el? Inspect. Pe asta e cum mut obiectele din inventar, ia să-i așa. Ok. Dacă dau click stânga pe ele, văd că îmi dă... Ah, ok.
Nu, habar n-am care a fost faza, da? Mă rog. Ia uite cârtița. Măi, eu încă n-am găsit cremene, serios. Pot, de fapt, pot să fac torță. Dar dacă n-am lemne, nu pot să fac foc de la... de tabără, campfire. Și atunci ce fac? Ok, hai să mai căutăm pe aici. O să mai las niște flori pe aici pentru când o să am nevoie. Când o să am mai multă nevoie. Ia, o luăm pe aici. Mă, serios acum, chiar nu găsesc deloc cremene? Ia uite mă. Hopa, le fură cârtița. Fugi de aici. Nu pot să atac cârtițele momentan. Ok. Hai să tem de pe acum niște copaci. Așa. Mă, și aș încerca să-mi fac o pălărie de-aia. De unde era? De aici, parcă. De asta. Cred că trebuie să-mi fac și un frigider mai întâi sau să găsesc o zonă de-aia cu foarte mulți iepuri. Mai erau zone de-astea în care găseai o grămadă de iepuri. Ca aparent se strică iepurii. Putrezesc și dispar. Ok. Mă, prin zona asta încă mai am nevoie de cremene când trebuie și un pickaxe. Dar vedem ce mai găsim pe aici. Uite, văd un os. Mă, important e să nu fie câini pe aici. Bine, cu toate că abia am început, nu cred că o să dau eu de câini așa de la început. Dar... Hopa, ia uite mă, deja am găsit un portal de ăsta. Mamă. Hai să mergem în portal. Let's go. Ce ar mai fi de făcut atunci? Capitolul 1 din 5. Și n-am citit să văd ce scrie acolo. Ok, să luăm chestia asta. Și ne vom juca pe aici, măcar să încercăm să terminăm toate cele 5 capitole. Și să deblocăm un caracter nou. Așa. M-aș lua și plantele alea. Nu cred că strică. Na, dacă tot am început de la zero, măcar să începem de la zero într-o zonă care contează mai mult. Oh, God. Uite, acum am găsit cremene din prima. Hai totuși să luăm multă iarbă de asta. Mi s-a întâmplat toată să am nevoie de foarte multă iarbă și nu prea am avut. Și acum mi-a rămas mi-a furat cremenele! Cârtiță! Păi uite. Ok, și m-am făcut și cu carne și cu cremenele înapoi. Ia, hai să facem târnăcopul. Și o să las aici. Ok. Hai, uite, încă o gaură de vierme. Oh, ia-s-te așa. N-am idee încotro ar trebui să mă îndrept. De fapt, nu știu ce trebuie să fac acum. Trebuie să caut încă un portal. Hai că o vom lua pe aici. Din zona asta periculoasă. Tentacule! Cadem! Opa. Am văzut un tentacul pe acolo care vrea să iasă. Oh, God. Uite, cât de mare e zona asta? Oare o iau bine pe aici? Chestia asta cred că ar trebui să mă ghideze.
Dar... oh god. Na, mai bine rămâneam prins... oh god. Am început să ia la bătaie cu tentaculele. M-aș lua și niște iarbă de astea, deci nu știu la ce m-ar ajuta acum, la început. Dar tot văd că avem destul de multă pe aici. Așa. O, ar trebui să tai niște copaci, nu? Ne trebuie lemne, măcar așa de început. Cât de mare o fi zona asta? Mai eu încă mă bucur că am găsit portalul ăla atât de repede. M-aș vrea să mă descurc și pe aici totuși. Ce-i pe acolo? A, cârță. Eu mă bucur că nu m-a dat din nou într-o zonă de aia cu zăpadă, că data trecută am văzut cât de repede am murit. Ok, apare nu știu încotro trebuie să mă îndrept. O să mă duc în gaurea de vierme. Vedem ce se întâmplă. Hai să mai luăm și copacul ăsta cu noi. Unde mi-e toporul? Ia și pentru backpack. Ce ne trebuie? Sau unde era? A, uite-mă. Nice. Așa, o să plantez și conurile astea de pin. Dar ai portal mai întâi. Să ne duc într-o zonă bună. Așa. Oh god. Asta nu e o zonă bună. Chiar deloc. Hai până nu se face seară, poate voi și pleca de aici. Hai, dar vreau să iau chestiile astea. Eu o să iau și gnomul. Ia gnomul, ia chestia asta. Florile le voi lăsa. Încotro, oh. Ok. Ca să minez eu mai puțin, o să iau chestiile astea. Ok, nu o să atac chestia aia. Bine, hai să mă întorc înapoi. Hai, mai bine mă întorc înapoi. Cel mai bine. Haide. Așa. Putem pune ceva de aici pe foc? Ia oare dacă las jos să-mi crească sanity-ul? Boxfing. Măcar dacă ar stagna, să nu mai scadă. Da, totuși, uite, 206. Văd că se menține așa, e bine. 205, mă rog. Ok, și ne-ar mai trebui mâncare acum. Ia, hai să se facă zi odată. Mie cred că o să aștept să se facă zi și pe urmă să încheie episodul. O să tai și copacul ăsta că tot e aici.
Ia, că pun Dark Petals pe foc, se întâmplă ceva? Nu. Așa că o să le pun pe toate. Așa. Care-i faza? E de bine? Sau încotro? Da, nu știu care-i faza cu chestia asta. Here we are. Mă, dar tot nu înțeleg, adică... Ce-i pe aici? Ok. Mă, eu acum am aștept să vină ceva boss la cum face chestia asta. Cam atât de noob sunt la jocul ăsta. Dar poate știți voi care e faza cu chestia asta, de ce scoate sunetele astea și ce a trebuit eu să fac de acum încolo. Ok, păi bine atunci, dar cam ăsta ar fi episodul. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să aștept un de like, să ați înșirat acest videoclip ca să fie o zi cât mai altă lume și noi ne vom revedea data viitoare. Bye bye!